În ultimele zile, în județul Mehedinți, vremea a fost deosebit de rece. Termometrele au înregistrat în anumite zone și valori de minus 10 grade Celsius. Medicii spun că oscilațiile de temperatură ne afectează imunitatea, iar expunerea îndelungată la frig duce la degerături și hipotermie. În ultimele zile, în drobeta Turnul Severin a fost gerd, au înghețat pietrele, însă de mâine vremea se va încălzi. La orele prânzului, termometrele indicau doar 2 grade Celsius. Expunerea prelungită la frig poate provoca apariția degerăturilor și a hipotermiei, ce pot pune viața în pericol. Frigul a pus stăpânire pe mehedinți în ultima perioadă. După zile cu valori sub 0 grade Celsius, specialiștii spun că vremea se va mai încălzi. Medicii spun că aceste schimbări de temperatură ne afectează sistemul imunitar și trebuie să ne protejăm cât mai mult în această perioadă. În primul rând, dacă nu ești îmbrăcat corespunzător, dacă nu ai haine care să izoleze perfect, să te izoleze temperatura de afară, frigul poate avea efecte devastatoare asupra organismului. În primul rând, scade imunitatea, în al doilea rând, leziuni tegumentare, adică degerăturile. Nenorocirea este că de multe ori copiii în special nu simt când se întâmplă lucrul ăsta și seara când se descalță constată cu groază că părinții că au apărut leziuni la degete și așa mai departe. Practic, în perioada aceasta trebuie îmbrăcăminte de bumbac. Frigul favorizează răcelile, infecțiile urinare și pneumoniile. În perioada friguroasă trebuie să consumăm cât mai multă vitamina D3 și să ne alimentăm corespunzător. Frigul poate să favorizeze răcelile, poate să favorizeze infecțiile urinare, poate să favorizeze apariția pneumoniilor, a bolilor aparatului respirator. Lucruri care, dacă nu consumi vitamine în perioada aceasta, dacă nu stai la soare sau dacă nu consumi vitamină D3 pentru a întări imunitatea și a absorbi calciu în cantitate mai mare, deci dacă nu faci lucrurile astea, se întâmplă ca rezistența organismului la infecții să fie foarte, foarte scăzută. În ultima săptămână, în județul Mehedinți, temperaturile au scăzut până la minus 10 grade Celsius, iar în zilele următoare, meteorologii anunță temperaturi de 12 grade Celsius. Sportivii orșoveni se pregătesc de noi medalii pe care speră să le obțină la concursurile viitoare. Cu detalii despre toate acestea revenim mai târziu în jurnal.